Vă mulțumesc tare mult pentru toate cadourile dumneavoastră, acestea reprezentând practic o sursă de venit destul de importantă pentru un content creator de pe platforma TikTok. Aceasta a fost inventată în anul 2001 spre 2002, dacă nu mă înșel. Este o aplicație care mai care are deja peste 200 de miliarde de oameni în aplicație în momentul de față. Asta pentru că, de ce spun 2 miliarde? 2 miliarde se pun și de pe celelalte planete, pentru că Aki Tetara susține viața pe alte planete, ceea ce nu este un lucru deloc rău, însă noi știm că scuzați câteodată mai avan. Simt cum pleacă umărul. Publicitar, dragilor, în care venim practic cu o recomandare, un șampon de păr pe care mi l-am dorit foarte mult timp să vi-l prezint. Este, după cum puteți observa, părul meu arată într-o stare absolut groaznică de deteriorare. Asta datorită produselor pe care le folosesc. Acestea nu sunt produse de brand, Acestea sunt produse pe care puteți să le găsiți practic la orice biserică de la dumneavoastră din localitate, dacă doriți, din sat, din oraș. Este vorba despre apa sfințită, dragii mei. Deoarece aceasta face minuni, nu doar parte sufletească și spirituală, însă ajută la un păr hidratat și extraordinar de întins. Încercați acum. De ce mi s-a părut că am făcut ca o tipă lesbi care iese la date, știi? Că un tomboy, că tomboiurile sunt fac așa mai... Sunt mai periculoase, știi? Gen, dacă sunt tomboy, știi? Gen... Un anunț extraordinar de important, dragii mei. Aki Tetara a fost surprins într-un magazin din Timișoara, mai exact într-un magazin Profi, în timp ce fura 2 kg de crembuși, acesta susținând că practic nu
Haideți să uităm. Întrerupem acest program foarte important, deoarece avem un anunț de ultimă oră. Se pare că, din păcate, informația pe care v-am zis-o mai devreme în legătură cu Aki the Tara, care a furat crembuși dintr-un magazin profi din Timișoara, sunt foarte adevărate. Trecem mai departe la programul nostru muzical și vă anunțăm că, din păcate, făptașul nu a fost încă prins, dar urmează. Din câte știm, pe știri, pe surse, acesta a furat în jur de 2 kg de crembuși de porcă. Pentru că știm că lui Aki the Tara îi plac cremuștii de porc. Această veste a picat ca un trăzn. Mulțumesc din suflet pentru toate... Deci, efectiv... Eu nu am ochelari acum și vă jur, vă dau cuvântul meu de onoare, că am crezut că mi-a donat Aki o inimă, scriind Andrei, cred că era Andrei, deci și-am citit Aki, m-am speriat, am zis, mamă, vine Aki la mine, pe ce m-am și speriat, fetelor, nu sunt pregătită, serios. Trecem mai departe la momentul nostru artistic. Asta sună a piesă de aia, de la Caroli. Ferească Dumnezeu. E bine, dragilor, ne aflăm în fața unui moment foarte trist. Mi este foarte greu să spun asta pe post, însă... Aki the Tara, bărbatul Gandalf, practic, care consideră că pământul este plat, a fost prins în cele din urmă de către poliția din Timișoara. Acesta recunoscând că a furat cele 2 kg de cremuși de porc, susținând că nu mai era și cremuși de pui. De aceasta a ales cremuși de porc. Acesta este condimentat. Acesta este condamnat. Nu pot să continui știrea. Pare rău. Îmi pare rău. Thank you.
știu, eu zic să încetăm că poate mă prinde și mă bate. Îmi frică de achii. Vă le-ați auzit cum blesteamă? Acest program absolut important, deoarece am primit vești fix în acest moment, care vin chiar de la Poliția Sectorului 1 Timișoara, care ne transmite faptul că pe lângă cele 2 kg de cremvuști pe care Achi de Tara le-a furat dintr-un magazin Profi, acesta a luat și 2 kg de zahăr, ceea ce mă face să cred că lista produselor furate este mult mai mare de atât. Trecem mai departe în jurnal cu o nouă... Gata, mă opresc. Este foarte sete și datorită faptului că arăt așa. Poți să ieși așa din cameră? Cum mai ieși așa în cameră, știi, adică la modul. Mă vede și tata. Ce zice tata când mă vede așa? Ce faci, frate, ești bulangiu? Păi cum să arăți așa? Ce asta? Și o să-i spun, tata? Da. Actually, I am. Dar cum să mă duc eu așa în fața lui mama cu țâțe, care sunt mai mari ca ale ei? Păstăream în cap. Thank you.
fumez o țigară. Eu cred că aceste reacții foarte inumane pe care le am sunt din cauza melatoninei pe care o iau. Eu consum o melatonină de 5 mg. Cred că trebuie să trec la una de 2 mg. Na! S-a blocat prinzătoarea în cap. Mă simt ca o cobra. Și tu ce mă tot am în cap? Uite, stai pe ăla, că zic că-ți venit de la nuntă și drogată și-l fătută.